O crimă teribilă ce s-a petrecut în luna februarie anului trecut a șocat o comunitate întreagă. Un bărbat în vârstă de 72 de ani a fost omorât de prietenul lui de pahar. După crimă, cel care l-a ucis s-a pus să doarmă, iar când s-a trezit, l-a tranșat în bucăți și a aruncat fiecare parte a corpului în râul Civin. Tribunalul Sibiu a pronunțat prima hotărâre în acest dosar, individul fiind condamnat la 16 ani de închisoare pentru omor, dar și pentru profanare de cadavre. Inspectorul de poliție Alexandru Cosma de la Serviciul Investigații Criminale și agentul principal de poliție Ioan Andrei Duca de la Biroul Investigații Criminale sunt cei doi polițiști sibieni care au primit distinția de polițistul anului. Alexandru Cosma este cel care împreună cu colegii săi a reușit identificarea criminalului care și-a omorât prietenul de pahar, l-a ciopârtit și l-a aruncat în Cibin. Ioan Andrei Duca prinde hoții din locuințe, iar anul trecut a lucrat mai bine de 7 luni pentru destructurarea unei astfel de rețele. A colaborat inclusiv cu colegii polițiști din alte județe. Secțiunea 1 din autostrada Sibiu-Pitești ar putea fi gata înainte de termen. Cei 13,17 km dintre Sibiu și Boița arată promițător de la începutul primăverii, astfel că există mari șanse ca șoferii să poată circula pe acest tronson până la finalul anului. Specialiștii spun că deschiderea traficului este perfect fezabilă în 2022, poate chiar în octombrie-noiembrie, astfel încât șoferii să scape de corvoada traversării zonei Tălmaciu-Veștem, iar localnicii să poată respira aer mai curat.